Imaginii șocante au fost surprinse într-un tren CFR care mergea spre litoral. Peste 150 de elevi din satul mare au dormit pe jos, mulți dintre ei chiar pe holul dintre vagoane. Părinții acuză operatorul feroviar că nu le-a asigurat copiilor vagoane de tip cușetă, deși acestea au fost rezervate cu câteva luni înainte pentru drumul de aproximativ 20 de ore până la Costinești. În plus, oamenii spun că în unele compartimente au fost repartizați mai mulți elevi decât numărul de locuri și că CFR a anunțat cu doar câteva zile înainte de plecare că nu va mai putea asigura toate vagoanele necesare. Așa se face că în lipsa unor condiții decente în tren, copiii răpuși de oboseală s-au întins pe unde au apucat încurcând circulația între vagoane. În plus, în apropiere de București, cei care aveau locuri au fost ridicați de alți pasageri care le-au spus că au bilete rezervate pe locurile respective. CFR Călători susține că a anunțat din timp că nu va mai putea asigura locurile la vagoanele de tip cușetă și că le-ar fi returnat elevilor diferența de bani. CFR Călători a vândut organizatorului 42 de locuri la vagon cușetă și 150 de locuri la vagon clasa a doua. Pentru călătoria de întoarcere, CFR Călători a vândut organizatorului 192 de locuri la vagon clasa a doua. CFR Călători nu a încasat alte sume de bani decât cele pentru locurile menționate mai sus și, prin urmare, nu se impune returnarea vreunei sume de bani către organizatorul taberei, a transmis compania feroviară.